Bună seara și bine v-am găsit la un nou episod al emisiunii Mistere la granițele cunoașterii. Cu toți am auzit în decursul timpului despre Atlantida, acel continent pierdut, acea lume fascinantă despre care au ajuns până la noi tot felul de legende. S-a mai vorbit despre faptul că până și în Tibet sau în Egipt ar exista anumite informații venite de cu multe mii de ani în urmă, în care se vorbește despre acest continent dispărut. În afară de Atlantida, mai există un continent despre care au venit până la noi tot felul de povești și legende. El este vorba despre continentul Mu. Sigur că pe marginea acestor subiecte sunt multe controverse, ca întotdeauna. Știința oficială respinge orice posibilitate ca în trecut să fie existat vreo civilizație mai avansată, deși Terra este împânzită de dovezi materiale care ridică foarte multe semne de întrebări, arătându-ne că acum mii și mii de ani existau tehnologii foarte avansate cu performanțe deosebite pe care cu greu le putem atinge și astăzi. În această primă parte a emisiunii vom vorbi despre acest continent pierdut, Mu, împreună cu inginerul Eugen Bârgăoanu, președintele grupului AIM, pe care îl cunoașteți din alte emisiuni interesante. Bună seara, Eugen, și bine ai venit! Bună seara, bun găsit! E chiar și o carte scoasă la editura Vidia despre acest subiect. O puteți vedea aici, Mu, continentul pierdut. Cum se vinde această carte și cât de mare este interesul în România? Câți oameni știu despre povestea acestui continent și câți iau în serios acest lucru? Foarte puțini oameni, adică au auzit despre acest continent care a existat în mijlocul Pacificului și foarte puțin știu că se cheamă Mu, foarte puțin știu că de acolo provine o limbă originală din care derivă aproape toate marile civilizații și culturi de pe planeta asta. Foarte mulți știu că a fost un cataclism, foarte puțin, și foarte puțin știu că există dovezi încă majore, aproape în toate locurile planetei, care dovedesc existența acestui continent și care vorbesc despre el. Care ar fi dovezile? Pentru că, cu siguranță, pare la prima vedere o poveste frumoasă cu care ne colorăm seriile sau zilele în care vrem să citim puțină fantezie și, desigur, există acest scepticism în cazul multora pentru că ce nu vedem nu există. Prin urmare, de ce am crede și care ar fi dovezile? Autorul care a făcut acest studiu, pe ce se bazează? Care sunt principalele elemente care ar dovedi că a existat un astfel de continent pierdut și când a dispărut el? Există o estimare a momentului în care a fost ultimele zile de existență ale lui? Aproximativ acum 12.500 de ani. Acum 12.500 de ani. James Churchard, ca formație, a fost ofițer. Vine dintr-o familie în care tradițiile erau înrădăcinate din tată, în fiu, în bunic, în străbunic, în armata britanică. Încă de la 18 ani pleacă în misiune ca ofițer, că el a ajuns până la gradul de colonel, în India. Iar în India se împrietenește cu un preot hindus pe care el l-apela cu numele de Rishi. Rishi în tradiția orientală ar însemna cam ce înseamnă când noi spunem despre un preot creștin că este sfânt. Da? E tradus ca înțelept, dar acolo înțelepciunea dă nuanța, de sensul, de realizare spirituală. Deci un preot, un călugăr realizat spiritual, care era și marele preot al mănăstirii în care se găsea, l-a simpatizat foarte, foarte mult și
După aceea i-a și mărturisit că ei provin din existența anterioară și au avut o relație și i-a conferit la un moment dat, adică l-a învățat să mediteze pe Churchill și i-a conferit chiar și o stare de transă în care a vizualizat nenumărate existențe în multe dintre ele. El povestește acest lucru povestește în această carte. N-aș vrea să intrăm foarte mult pentru că avem atât de mult de discutat. Oricine poate să citească cartea, nu vreau să fac eu acum o recenzie a cărții. O găsiți pe site-ul editurii Vidia, doar să căutați www.vidia.ro. Merit, adică citit și o să punctez imediat care sunt aspectele și care valoarea fundamentală a cărții pentru cineva care o citește despre un ipotetic continent dispărut acum 12.500 de ani. Da? Și, mă rog, relația devine atât de strânsă încât acest Rishi mărturisește că el în mănăstirea lui are niște tăblițe din lut inscripționate într-o veche limbă pe care el o numește Nakalilor. Deci era vechea limbă pierdută de pe continentul Mu și el știa și se păstra tradiția din preot în preot, această tradiție, și spunea că acești, odată cu dispariția continentului respectiv, supraviețuitorii s-au oprit mai întâi în Burma și acolo ar fi lăsat o grămadă de tăblițe din acestea și ei le aduseseră din Burma. Și l-a învățat să descifreze această, pe parcursul a mai mulți ani după aceea. El a rămas în India până la 30 de ani, deci 12 ani a rămas în India. Și l-a învățat să descifreze și să citească acele simboluri, da? Care sunt, de fapt, adică odată învățându-l, a putut să înțeleagă și limba maia și hieroglifele, adică erau precursoarele, cum ar veni, erau limba din care derivaseră celelalte limbi care au generat culturi pe care deci, noi le știm. Ca să subliniem, simbolurile pe tăblițele din India, oferite de acel Rishi pentru a fi studiate, învățându-le, autorul acestei cărți a putut să interpreteze simbolistic simbolurile din cultura maia sau din... Și inclusiv tăblițele acelea care vin din Nakali. Da. Care spuneau foarte clar despre existența unui astfel de continent, cum se numea conducătorul, cum se numea continentul, era simbolizat cu litera M și M-ul în tradiția lor, se, cum spunem noi, M, era urmat de U. Deci Mu era, conducătorul lui se numea Ra-Mu, deci conducătorul, și era ales un înțelept, adică o ființă realizată spiritual și nu era venerat ca și conducător, adică ei venerau divinul și nu oameni. El era, avea doar onoarea de a fi conducătorul spiritual al acelui continent. Continentul avea, să spunem, niște dimensiuni foarte mari, deci se întindea la nord de zona Hawaii-ului și până în sud, în insulele Fiji, pe... O diagonală sau pe, cam câte? Cam 8.000 pe 12.000 de kilometri este estimarea lui Churchill. Era uriaș, 64 de milioane de locuitori, organizat în 10, ca să spunem așa, națiuni. Dar există dovezi care vorbesc de faptul că erau 64, că erau mai multe națiuni? Au fost câteva sute de tăblițe din acestea în mănăstirea acestui Rishi pe care el le-a tradus, le-a desenat, el era deosebit de talentat. Churchill era... În ce an se petrecea această... El s-a născut în 1851, deci asta se petrecea prin 1870. Deci în secolul XIX, această aventură... El a murit în 1936. Deci a scris câteva cărți, toate aceste cărți sunt despre civilizația Mu. Exact cum i-a spus Rishi, că el a făcut parte din acea civilizație, ei împreună au făcut parte din acea civilizație, rolul lui e să facă din nou cunoscută această civilizație pentru oamenii care trăiesc acum pe această planetă. Și a scris câteva cărți, 3 sau 4 cărți despre această civilizație și imediat ce a terminat ultima carte, la mai puțin de un an a și murit, a și părăsit planul fizic. Da? Ideea lui
fundamentală, ce spune el, este că a existat un astfel de continent despre care sunt dovezi irefutabile. Adică deci, e o carte care se bazează pe mii de dovezi științifice, pe încă 2500 de tăblițe din lut pe care prietenul lui, William Niven, le-a dezgropat la Yucatan, în Mexic. Pe nu știu câte alte tăblițe găsite la Cusco, în Peru. Și care vorbesc despre acest continent. Toate mărturisesc același lucru despre existența acestui continent, și că tărâmul din vest. Aceste civilizații, practic, ar mult, fi urmașele mult mai avansate. Toate, deci toate ar vorbesc avea rădăcină într-o acolo. Primă fază această zonă, acest centru spiritual a fost asemuit cu Edenul. Deci acolo ar fi fost Edenul, nu existau munți, era ținutul dealurilor, mai era numit. Și era destul de plat, adică nu existau, nu se formaseră încă munții cum sunt cunoscuți astăzi. De fapt, asta a fost una din cauza dispariției continentului. O să vorbim imediat despre asta. Foarte evoluați spiritual, foarte abili navigatori și au colonizat zona Mexicului, zona Americii de Nord, au colonizat, le spuneau colonii. Deci în toate tăblițele astea referirile au colonizat zona Chinei, Japoniei, Egiptul, Nordul Africii, deci le-au colonizat și Churchill vine cu dovezi foarte clare că în toate insulele acestea din sudul care au mai rămas în urma scufundării Atlantidei, sunt dovezi foarte clare care sunt scrise în aceeași limbă, care povestesc despre aceleași lucruri și care Atlantida fiind mai veche decât Atlantida a fost în Atlantic, n-a fost în Pacific. Da. Și Atlantida a fost, ca să spunem așa, posterioară existenței lui Mu și s-a scufundat mai târziu decât Mu. Cei din Marele Preot sau Ramu, conducătorul acestui ținut, Mu, știau că ei sunt primii oameni, știau că scopul fundamental al unei ființe umane este regăsirea ei spirituală și tot timpul i-a avertizat, adică chiar și înainte de cataclism i-a avertizat că planeta noastră, fiind încă o planetă, mă rog, tânără, ea este, există, au și niște explicații, sunt greu de înțeles pentru că vorbesc în niște concepte pe care noi nu le folosim astăzi. Și ei spun că planeta e făcută dintr-un amestec de materie solidă și de gaz și că de fapt întreg continentul Mu era plasat pe o astfel de zonă în care exista foarte, foarte mult gaz. Și în momentul în care ei s-au comportat nespiritual, începuseră să devină foarte bogați, să se nască clase și atunci focalizarea spirituală a decăzut, ei au meritat să dispară și s-a produs un cataclism într-o singură noapte. Asta e interpretarea pe care reiese din tăblițe, ca explicație ce s-ar fi întâmplat. Exact, deci un cataclism care a scufundat pur practic și simplu s-a prăbușit datorită încrețirii scoarței terestre, mișcării tectonice, s-a prăbușit tot eșafodajul pe care era și într-o singură noapte a dispărut complet și au murit. Și cei care au scăpat? Au colonizat? El explică acolo ce scrie în tăblițele alea. Au scăpat foarte mulți pe câteva insulițe din asta și au decăzut foarte, foarte mult pentru că mijloacele lor toate dispăruse, adică s-au trezit singuri în fața vicisitudinilor naturii fără niciun mijloc de care beneficiau înainte. Și ei sunt cei care au mai păstrat tradiția și din cauza dispariției continentului Mu a murit încet, încet Egiptul, a murit încet, încet zona aceea Peru, a murit Yucatanul, deci din cauza dispariției continentului Mu, care susținea cu înțelepciune, cu cunoaștere. Bun, ideea este că dacă acest eveniment s-a petrecut acum 12.500 de ani, da. Sigur că
civilizația egipteană s-a prăbușit mult mai târziu, de asemenea și mai târziu civilizațiile din America de Sud pe care le cunoaștem noi, civilizația maiașă, civilizația incașă, adică diferențele sunt foarte mari. De ce ar exista o astfel de legătură între prăbușirea continentului Mu și prăbușirea acestor civilizații cu multe mii de ani mai târziu? Pentru că parcă ne-am aștepta în logic ca urmașii, dacă așa este, cei care au scăpat de pe continentul Mu să fi dezvoltat alte culturi pe continentele din apropiere, care, sigur, s-au dezvoltat ciclic, au crescut, s-au prăbușit și așa mai departe. Cum ar trebui să înțelegem? Există o ciclicitate în manifestare. Foarte multe imperii care au ajuns la apogeu au decăzut după aia de nerecunoscut, adică unde nu, e cultura. Eu mă refeream la legătura aceasta. De ce în momentul prăbușirea continentului Mu ar fi dus la prăbușirea acestor civilizații, dacă diferența este de atât de multe mii de ani între cel puțin momentul oficial în care știm noi că ele au căzut. Doar așa că am presupune că acum civilizația egipteană ar fi existat cu multe mii de ani înainte decât ce spune varianta oficială și sunt argumente în acest sens, pentru că e greu de crezut că, de exemplu, piramida lui Cheops ar fi putut să fie construită, cel puțin cu tehnologiile pe care spun sursele oficiale că... Noi discutăm în partea a doua despre cealaltă, așa, ce înseamnă aceste tehnologii și de ce este dificil de construit astăzi un astfel de edificiu. Ideea este următoarea. O civilizație, și nu numai, există datorită ritualurilor. Se practică școli în anumite feluri, se practică religia în anumite feluri. Sunt niște persoane care sunt în vârf și care imprimă vectorii de dezvoltare ai societății respective. În momentul în care acea societate s-a prăbușit, toate cutumele astea au dispărut peste noapte. Nu au supraviețuit cei mai virtuoși, cei mai înalți proeminenți ai societății. Au supraviețuit cine s-a nimerit. Acei oameni s-au dus pe unde au putut pe planeta asta, chiar analiza de pe niște tablițe din astea că mulți dintre ei au decăzut foarte, foarte mult. Adică și s-au generat practici, gen sacrificii umane, gen care nu erau caracteristice spiritualității care exista pe Mu. Da? Și sunt, la fel, din tablițele acestea, foarte multe chestii corespund cu ce există în Biblie, cu ce... Și ușor, ușor a decăzut, adică cu informația aceasta s-a diluat, pentru că nu niște cunoscători au fost cei care au supraviețuit, ci niște oameni care beneficiau. Totuși, dacă ne gândim la cultura egipteană și la cunoștințele care erau deținute chiar și acum... Da. 3-4 mii de ani, putem vorbi despre o cunoaștere profundă foarte a unor lucruri. Da. Și aici, de exemplu, eu am fost la piramide în Egipt, am discutat cu șeful științific al sitului respectiv din unde sunt, de la Giza, de unde sunt cele trei mari piramide. Am discutat cu șeful pazei de acolo, care și el are formație științifică și așa. Datările, de exemplu, ale Sfinxului îl datează la peste 12.000 de ani. Adică el nu-i făcut acum 3-4.000 de ani. Asta e varianta oficială. Și pentru că varianta oficială vrea să pretindă că evoluția nu poate fi decât liniară și... Și se potrivește cu ce spun aceste tăblițe, că Marea Mediterană nu exista, că era o vale super frumoasă, că Nilul nu se vărsa, nu trecea prin Egipt, se vărsa mult mai la dreapta în niște lacuri, înspre Sicilia, înspre... Pentru că nu exista marea și la un moment dat s-a produs un cataclism și a fost inundată toată această stâlpii lui Hercule, Gibraltar, a fost inundat toată această porțiune și s-au schimbat foarte, foarte multe... Deci, practic, ar fi lucrul ăsta în felul următor. Atât civilizația egipteană, cât și anumite culturi din America de Sud sunt
am putea presupune că sunt mult mai vechi decât spune istoria oficială. Exact, categoric. Și că marile realizări care, pe care le găsim aici nu sunt de acum 2000 de ani, 3000 de ani, ci sunt cu mult mai vechi. Iar civilizațiile care au existat în cazul civilizației egiptene acum 3000-4000 de ani e de fapt o civilizație mult decăzută față de ce exista la început cu multe mii de ani înainte. Da. De altfel, există un mistic hindus, da? Shri Yukteswar, care vine de pe o linie, Kriya, care are o carte, deci el era un clarvăzător, ca să spunem așa, avea și o formație științifică, era un tip deosebit de erudit, și are o carte care se numește Știința Sacră, în care el descrie o astfel de ciclicitate, mă rog, în limbajul tradiției acestea hinduse. Și el vorbește despre existența incipientă a unei epoci de aur, Satya Yuga, în care oamenii sunt foarte evoluați spiritual, nu au nevoie de multă tehnologie. Ființele sunt la un pas de regăsirea lor interioară, adică foarte, foarte... Și acest ciclu avea vreo 20 și ceva de... 24-25 de mii de ani și se potrivește și cu... Se potrivește cu existența acestor civilizații avansate acum peste 12.000 de ani. Ar fi fost perioada de aur, iar acum suntem în... În Kali, în perioada de cea mai de jos. Cea mai de jos. Și cât mai avem? Noi vom vedea ceva mai mult? Cred că trecerile acestea nu sunt bruște dintr-o parte în alta. Cel mai probabil că, așa cum descifrează și din tablițe Churchill, există o ciclicitate și a evoluției Pământului, pentru că el spune că tot acest cataclism s-a produs datorită schimbării polilor. Da. Da? Studiile făcute de oamenii de știință arată că studiile în geologice, în escavări până la mii de kilometri, arată că există straturi polarizate diferit, care atestă că au fost nenumărate schimbări ale polilor pe planeta asta. Da? Iar dacă e să spunem cu ce să corelăm cu ce spune, de exemplu, clarvăzătorul Lerber, da? Lerber spune că Pământul este și el o entitate vie, adică în spatele lui există un spirit, așa cum există și în spatele nostru. Există chiar și alți oameni de știință care vorbesc despre faptul că Pământul este o planetă vie, care cumva își reglează singur lucrurile în funcție de provocări. În medicină, în 1850, un mare medic francez, care nu este foarte citat în cărțile de medicină, pentru că altfel toată această Big Pharma ar dispărea așa ca un miraj. Emite o teorie prin 1850, teoria microzimelor, iar microzima este o particulă, da, care leagă, de fapt, materia de spirit. Adică ea este legătura cu sufletul. În 1930, un colectiv de aproape 50 de medici, împreună cu un fizician, Raymond Rief, construiesc un microscop cu care dovedesc științific, adică pun în evidență toate aceste teorii. Câțiva ani mai târziu, un alt cercetător, în essence, descoperă și el chestiile astea, le spune stomatoide, le spune altfel la particolele astea și la fel dovedesc legătura dintre viu, dintre material, cu spiritul, adică dau o explicație foarte clară a tuturor lucrurilor care se petrec cu corpul nostru fizic, cu starea noastră de sănătate, cu bolile noastre. Nu sunt luate în considerare. Dacă, pentru că ne-am apropiat de sfârșitul primei părți, dacă ar mai fi ceva important de spus despre acest continent pierdut? Cred că mesajul cel mai important este că, indiferent cât de sus spiritual ești, trebuie să ai grijă că scopul nostru fundamental este pur spiritual. Decăderea se penalizează, se plătește, indiferent de epoca în care ești. Adică și în Biblie există celebrul exemplu cu Sodoma și Gomora și dacă s-ar fi găsit acea energie de prag, adică câțiva oameni virtuoși, adică n-ar fi meritat să fie distruse.
Apreciați dumneavoastră dacă, într-adevăr, această posibilitate ca în urmă cu peste 12.000 de ani să fi existat un continent pierdut în Oceanul Pacific se susține sau nu, citind această carte pe care Eugen Bărgoanu ne-o recomandă și spune că are multe probe științifice care ne fac să credem că acest lucru este cât se poate de posibil. Și numai prin faptul că citează atâtea surse și merită văzut și căutat sursele respective și văzut că e o carte foarte valoroasă. Ne vedem în câteva minute, rămâneți aproape. În partea a doua vom vorbi despre tehnologia zeilor. Deci vom rămâne în această zonă foarte incitantă a culturilor străvechi și a tehnologiilor deosebite pe care au dovedit că le-au posedat cândva.